membrii juridici a Clubului Iută. Mai avem un termen în octombrie, dar care nu mai are relevanță deosebită față de modul în care până la această oră a decurs procesul. Suntem în momentul și la timpul la care forța lucrurilor, nu numai forța UTA, ne-a împins să facem și prezentarea acționariatului. Este vorba de un plan investițional pe 3 ani. O structură destul de complexă, cu surse de finanțare destul de complexe și moderne, așa cum se practică în toată Europa fotbalistică. Și până ajunge la întrebări, o să vă rog să-l ascultăm câteva cuvinte și o să rog pe domnul președinte să facă traducerea, pentru că deja domnul... Da, pe domnul avocat Marco Portela, care este avocatul întregului grup de investitori. Vreau să vă spun că domnul Giuseppe Gruțan este doar acționar, dar și reprezentantul celorlalți acționari italieni. Este vorba de o listă mai lungă. O parte de ei, deși nenominalizați, încă sunt prezenți alături de noi aici în sală, îi veți cunoaște probabil, nu probabil, cu certitudine în seara asta, și va depinde de abilitățile dumneavoastră jurnalistice să scoateți cât mai multe de la noul acționariat italien. Marco, titrenu. Ringrazio dell'accoglienza, faccio parte e rappresento dei investitori italiani che hanno intenzione di investire in maniera forte e in maniera attenta sulla Romania e sulla RAD e soprattutto sull'UTA Calcio. Crediamo in questa squadra e cerchiamo di sviluppare la squadra in ogni suo punto di vista, soprattutto cercando di portarla ad altri livelli. Mulțumesc pentru primire, mulțumesc numele acționarilor italieni. Încercăm să ducem această echipă la alte nivele, la nivele înalte. Nu mai fac multe informații. Știm ce înseamnă. Signore Guzzati, ce dobbiamo sapere su di lei? Lei è il nuovo boss del UTA, praticamente. Ma come no? 51... Forse è una parola bilaterale, cioè, io credo nella squadra. Che dobbiamo sapere di lei? Quanti anni ha da dove? Sono io di Palermo, 53 anni. Ho sempre fatto il commerciale come lavoro. E ho sempre fatto affari. Ho lavorato tanti anni fuori all'estero. Io ora mi ritrovo qua da 3 anni. E questo io qua da ripetere, no? Chiaro, mica sto a fare, no? Credo in Arad, perché quando rientro ogni volta dall'Italia mi sento a casa mia, capito? E credo in questo progetto. Ho alle spalle degli imprenditori italiani solidi che possono mandare avanti questo progetto. E speriamo 2 o 3 anni di portare la squadra bene per come deve essere. Questo è il... Speriamo con l'accordo di tutti di andare avanti bene, essendo compatti tutta la città, penso che possiamo ottenere buoni risultati. Questa è la verità. Vreau să fac o precizare, la această oră nu mai există un pachet de acțiuni majoritar de control 51%. În acest moment juridic există acțiunile clubului de fotbal UTA divizate, fără a mai exista un acționar care să dețină pachetul de control. Aveți în față o echipă de acționari care vrea să dat fiind faptul că acțiunile au caracter, sunt acțiuni la purtător, avem reprezentantul acționarilor, o parte din acționari sunt în sală, structura poate fluctua de la o zi la alta, dar este o echipă de acționari. O simplă întrebare, domnul Scima Cavei, are acțiuni la UTA? A fost și anunțat, trebuia să vină și cere scuze și ne cere și noi, pentru că nu a fost prezent. Nu contează. Și vine și el în seara asta la 8:30, ajunge și el la casino și... Despre bugetul clubului, ce ne puteți spune și practic despre banii care se vor investi în echipă în acest an, în anii viitori? Nu știu așa de bine italiană, să... Sunt bilanță de club. Sunt bilanță de
se vorbește de masculină, de masculină. El, în principiu, se dăra un plenum, nu? Pe care l-a prezentat pe domnul Domnul Verde, se dăra lucruri come si scrive. Non sono cose nascoste, per cui non ci sarà niente di... Ha spus che... Poi abbiamo diversi club italiani, no? Che vogliono collaborare con noi, e che portiamo i giocatori e gli investimenti. Principal pas pentru anul ăsta, Roli poate și confirmă deja rezultate, să fie să termina campionat fără niciun fel de... Pot să le spun deja că avem un buget milion de euro anul ăsta pentru Liga a doua. Bine, nu numai banii pută domnul Giuseppe de la mine, sunt banii și la primărie și Consiliul Județean. Vrem să termina campionat fără nicio datorie. Aici poate să dau cuvântul și Roli să-i confirmă cum e cu salarii, că citesc iară tot felul. Și acum se lucreze pentru plan se următorii 3 ani. Și atunci când planul se pus pe cartie, la dat public și toată lumea poate se uită la pentru următorii 3 ani. Acum nu aș obiectiv să facem mai multe rezultate putem și terminăm fără niciun fel de datorie campionat. A spus 3 ani proiectul. Ce înseamnă acest 3 ani? Care ar fi performanțele solicitate în 3 ani? Bine, noi clar că toată lumea că suntem aici dorim Liga întâia, nu? În cât timp? Chiar am asta, dacă se poate. Ați clarificat problema interdicției promovării. Asta altul mi se ocupă, nu? Încă nu s-a luat în discuție, deci după etapa de licențiere care a fost astă vară, la care am fost, atât domnul Duru, cât și ceilalți membri ai comisiei au spus că undeva între noiembrie și decembrie vom putea relua discuțiile, nimic nu este stopat sau bătut în cuie vis-a-vis de această interdicție. Vreau să vă spun că pe plan juridic și vechea problemă cu Vasilievici deja se apropie de finalizare, deși o nouă structură trebuie să plătească pentru o structură veche. Încercăm să curățăm de totul, atât din punct de vedere juridic, cât și din punct de vedere financiar, ca pentru a, după aceea, lucrurile să meargă pe investiții. Acum, cifre concrete, eu vă spun la rugămintea tuturor acționarilor italieni, e vorba de acțiuni la purtător în acest moment, el există de mult în această formă, nu se vor da cifre 1.132.514, ci rezultatele ne vor arăta. Veți plăti banii pentru Vasilievici? Se apropie? Credeți că nu veți scăpa nici cum de... Credem că soluția... Deci, soluția a fost deja discutată, urmează să și finalizeze toate aceste discuții care au avut loc. Domnul Cuțarni chiar s-a implicat personal în această problemă. Signore Cuțarni, sale e toată scoadra a vizionat un atacante. Avete parlato di giocatori di diversi punti di vista. Știe și nu vine voi, așa trebuie. Doi în probe sau semnează? Poate spune. Unul semnează și unul care îl vede. Poate spune. Cine? Nu spune. Când arată. E italian? Negru. Nu, serios, negru. La piele. Vorbeați de aportul primăriei și al Consiliului Județean. S-au anunțat ceva modernizări la stadion până acum de 2-3 ani. Asta poți să discutăm în Vigo, că nu stăm tot pe seara aici, pe 7 septembrie. Bun. Se fi chemat tot la primărie, Consiliul Județean, băieții, sunt tot oameni de arată. Și de decizie. Au apărut fel de fel de proiecte de vreo 2 ani și se bate apa. Și discute și de la stadion. Da, se poate juca pe stadionul ăsta în Liga 1? Da. Un an, da. Un an doar? Iar cum e așa. Se poate să fie chiar mai anul lor? Dove era la Gionitale? Nu fac Gionitale. Avem o agenda cu un lucru în locatătorii.
poi cosa vuol dire? Se viene con l'Italia facciamo un libro. Ti portiamo a Palermo e Palermo, Palermo, Milano. Non è un problema. Posso traduci per l'Inter? Problema che non so. Ce la faccio io. Risposto che l'ha dato. Nu ne important ce face el. El mai are un proces dată de 5 octombrie și a venit acum să se prezinte. După presiunea mea că trebuie că veni, veni, veni. Nu e că stă un problemă de fapt de vedere. Nu are probleme cu a noi din Bonanno. El oricum aici avea și... stare qui. Ah, non è corretto da parte mia non farmi vedere. Io non ho nessun tipo di problema, capito? Problema al tribunale, mi ricordo. Este vorba de termen din 5 octombrie, știți că domnii Nevoi și Miriș l-au introdus în proces și pe domnul Guțar dintr-o speranță iluzorie de a desfința ceea ce nu poate fi desfințat din punct de vedere juridic. Asta am mai spus-o, o știți foarte bine și ați văzut și celelalte sentințe date de judecătoria Arad și de tribunal. O întrebare care cred că se impune. Ne spuneți până la urmă care este structura clubului? Președinte al Consiliului de Administrație, vicepreședinte și așa mai departe? Pisamet în continuare pe administratorul unic, este domnul președinte Giovanni Catanzariti și există directorul sportiv, directorul executiv. Pentru că pe lângă club există deja structura formată, deci o nouă societate, cea care se va ocupa de tot ceea ce înseamnă marketingul și investițiile pentru UTA. Deci domnul Catanzariti este și... Este administrator unic în acest... Despre care societate vorbiți pe lângă club? Care se ocupă de marketing? Cine? Societatea clubului de investitori italieni. Este cea care va sta în spate cu banii. Cineva trebuie să scoată și banii. Cât acționați sunt? Poftiți? Cât acționați sunt? La fel este o societate anonimă, conform legii române, cu opțiuni la purtători, sunt suficienți acționari pentru a susține o activitate sportivă de performanță și de mare clasă. Domnul Guzar, la poate să o avisăm acesta s-o adă pentru anare prima diviziune? $100,000. Io penso a un progetto da 3, 4, 5 milioni di euro, cioè, non meno. In grado? Sì. Questi soldi sono disponibili? Esistono? La disponibilità deve essere decisa dalla città e dal nostro gruppo. E di quello che è la tendenza di tutto un sistema che ci fa lavorare. Questo. D'altronde noi non abbiamo la potenza di prendere da Luca se non mettiamo, no? Normale. Che mi dà lupo se io non metto? Il motivo qua si perde il tempo, no? Non credo se non può perdere tempo. Andiamo a lavorare e guadagniamo qualcosa. Con i soldi della città? No, quelli non si fanno conto con quello. Quello fuori progetto. Dacă tot vă grăbiți, haide să vă spun că întrebarea cea mai ușoară. Vine meciul cu Poli. Comentați, vă rog frumos. Asta comenteze atât, nu? Nu, toată antrenorul mai... Din punctul de noastră de vedere a administrației. Ce poți să facă? Se compromete. Da. Dacă sunteți mai tare ca domnul Iancu? Nu, normal că un este delicat, nu știe și el la puțin că aici... Problema e, dânsul știe despre ce e vorba. Știe ce era, seara asta să fie și filmat la domnul Dorista, a montat la casino, să fie filmat chiar de Uta Poli, Uta...